Timp de 2 ore, slătinenii prezenți sâmbătă seara în sala Centrului Cultural au putut urmări spectacolul Anotimpurile. Dansatorii profesioniști care au evoluat pe ritmurile lui Vivaldi au avut parte de aplauze furtunoase, un moment deosebit care merită văzut. Asta au declarat slătinenii la finalul serii. Mi s-a părut foarte frumos, adică a transmis ceva mereu acest spectacol de balet. Mi-a plăcut tehnica lor, mi-a plăcut mișcările lor. Muzica a fost foarte bună și, ce să spun, incredibil. N-am mai avut niciodată așa ceva. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest spectacol? Păi, partea a doua și mie mi-a plăcut și partea a întâi foarte mult. De ce v-a plăcut mai mult partea a doua? Pentru că a fost muzica mai ritmată. Și mai frumoase costumele. Am fost impresionată de energia balerinilor, de toată scenografia spectacolului. M-am simțit foarte emoționată în Anotimpurile lui Vivaldi și în cea de-a doua parte, la fel de multă emoție, forță, energie, frumusețe, bucurie. Atâta pot să spun despre spectacolul din seara asta. Un spectacol frumos, o noutate pentru orașul nostru. Personal vin de foarte mult la spectacol și este prima dată când asist la un spectacol de balet. Am savurat și muzică foarte bună, Anotimpurile de Vivaldi, și am apreciat și partea solistică din a doua parte a concertului. Soliști sau perechi sau într-un cuvânt munca în echipă a dat rezultate. Duminică 15 ianuarie, exact în ziua în care se năștea Eminescu, la Slatina au răsunat versurile marelui poet. Daniela Nane și Ioana Lupașcu au susținut un moment artistic intitulat Pianul cu poeme. În seara aceasta, Pianul cu poeme a poposit la Slatina cu Călinfile din poveste de Eminescu. E un poem mai puțin cunoscut în spectacole, dar noi am reușit în această formulă să facem un adevărat, să aducem bucurie în inimile oamenilor. Întotdeauna alături de Daniela eu mă simt foarte bine și n-a fost nicio scenă oriunde am fost, în țară sau în străinătate, în care să nu fim bine primite și cu căldură și cu emoție și cu drag de către toată lumea. Mihai Eminescu este esența sufletului românesc, pentru că în Eminescu există și dragoste, și dragoste de țară, și dragoste de iubit, de mamă, de tată, de limbă, de credință, de tot ceea ce avem noi înăuntru ca identitate românească. Foarte frumos, foarte bine recitat, foarte bine, foarte bun pianul, doamnele de asemenea, a fost o seară plăcută. Evenimentele culturale organizate zilele acestea pentru omagierea Luceafărului poeziei românești au fost organizate de Primăria Slatina și Asociația Culturală Center Inter Art.